așa cum a făcut colegele mele, și sunt lucruri care se spun la un moment dat cu demnitate și devin istorie. Aceste lucruri pe care unii oameni care au fost în fruntea unor națiuni la un moment dat le-au spus, au rămas și vor rămâne istorie. Istorie pentru multe generații de acum încolo. Tocmai de aceea, pentru că în aceste zile ne-a părăsit regele Mihai I al României, am răsfoit acasă, am citit o carte care a apărut imediat după Revoluția din 1989 în România, Convorbiri cu Mihai I al României. Te rog să o arăți la cameră. Nimic fără Dumnezeu, Nihil sine Deo, de altfel blazonul casei regale României are această inscripție, Nihil sine Deo. Și aș vrea să mă duc la pian alături de colega mea. Eu înseamnă că... Da, am să te rog chiar să mă ajuți puțin, pentru că aș vrea să le spun și telespectatorilor și dumneavoastră câteva din gândurile majestății sale, regele Mihai I, României. România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni ai istoriei noastre, servite responsabil și generos. Cele mai importante lucruri de dobândit după libertate și democrație sunt identitatea și demnitatea unui popor. Cinismul, interesul îngust și lașitatea nu trebuie să ne ocupe viața. Nu putem avea viitor fără să ne respectăm trecutul nostru. Să știți, coroana regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenței, suveranității și unității noastre. Coroana este o reflectare a statului în continuitatea lui istorică și a națiunii în devenirea ei. Coroana a consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate și modestie. În lupta pe care am dus-o noi pentru țară, dacă n-ar fi fost conștiința că deasupra noastră veghează Dumnezeu, cred că n-am fi pus atâta dor și atâta suferință. Tot timpul mi-a fost dor de țară și tot timpul m-am simțit străin în țară străină. Asta poate să-i bucure pe dușmanii noștri, dar eu nu pentru ei fac această declarație, ci pentru țara mea. Cum sunt eu, așa este și țara mea. Nu mai știu cine a spus-o, dar dacă e un adevăr în aceste cuvinte, îți dai seama câtă grijă trebuie să ai și cu câtă grijă trebuie să te porți ca nu cumva o greșeală de-a ta să-ți compromită țara. Și câtă importanță are omul dacă unul singur e în stare să scadă sau să ridice țara care îi dă numele. Regele Mihai I al României. Mulțumim, Maia Alexandru, mulțumim, Ioana Maria Lupașu.
Am pregătit și eu un moment.